Salut, sunt Nicu, am 21 de ani, sunt producătorul și animatorul serialului Încă un semn. Mă prefac că cineva îmi ia un interviu pentru că așa ofer mai multă credibilitate. Sunt un animator independent, de mai bine de 6 ani întrețin atmosfera petrecerilor pentru femei și dansez la bară. Cum mă să picați de fiecare dată în gluma asta cu animatorul? De 15 ani desenez și de 6 ani fac animații. În prezent îmi câștig venitul principal din animație și montaj. Încă un semn e o nebunie de-a mea. E o reprezentare exactă a felului în care percep eu lumea, în care îmbin mai multe tehnici. Filmare, puțină actorie și, bineînțeles, animație 2D. Încă un semn are două personaje. Nicu, adică eu, și Mark, personajul animat. Mark e un concept puțin mai greu de înțeles. E un fel de al doilea tu cu reminiscențe copilărești, care locuiește în capul tău și nu te lasă în pace. Mark nu e persoana din capul meu, e persoana din capul tuturor. Fiecare are un Mark al lui. Numele serialului vine de la varianta lui în engleză tradusă trunchiat. Another Mark, unde Mark e în același timp și personajul și, în traducere liberă, Sam. De asta, dacă ai un personaj imaginar în capul tău cu care ajungi să intri în conflict în realitate, cred că e încă un semn că ar trebui să faci un control. O să împart producția episoadelor în mai multe părți, ca să fie totul cât mai clar. Idee, scenariu, filmare, montaj, desen, animație și postproducție. Totul începe cu o idee simplă. Încă un semn s-a născut prin luna mai, când mă plictiseam la o oră de la facultate și mă întrebam ce aș putea să fac mai productiv cu viața mea. Imaginați-vă cum mă plictiseam atât de tare încât pur și simplu am dat formă unui nou serial. Serios. Atunci mi-am propus să fac niște episoade jumătate filmate, jumătate animate și mi-am notat câteva idei pe un carnețel și am început să gândesc un pic conceptul din spatele clipurilor ăstora. În luna iulie au apărut primele două episoade. Scenariul. E important să știi ce filmezi, ce înregistrezi și mai ales ce animezi, pentru că nu vrei să animezi chestii pe care să nu le folosești. Imaginați-vă să animați 3 ore de personaj, să zicem, puneți 3 ore de muncă într-un personaj pe care nu îl folosiți. Ați prăpădit timp degeaba. Scrii bine totul, efectiv scrii ce se întâmplă în episodul respectiv, îl recitești ca să vezi dacă are vreun pic de sens și de aici poți în sfârșit să treci la treabă. Așa arată scenariul primului episod. Puteți să puneți voi pauză și să asociați ce e scris cu ce se întâmplă în episod. Filmarea. E foarte important să gândești fiecare cadru pe care îl filmezi. Ce e el, ce conține, reprezintă ceva anume, unde sunt personajele în cadru. E important, dacă ai un personaj animat lângă un personaj real, să-l poziționezi bine lângă personajul real. Pentru primul episod am petrecut o zi întreagă filmând ce ați văzut voi. Hai să vedem cum a decurs. Give me something good. Give me something good. E 3 după masa și a venit momentul să filmăm secvența cu cafeaua. Yeah! Stai aici cu aparatul în bucătăria asta mizerabilă, încercând să fac în așa fel încât să nu se vadă toată mizeria din bucătărie și să iau niște cadre un pic mai strânse. Dar pentru asta chiar am să fac o cafea. Gen, chiar o să-mi fac o cafea. Am fiert niște apă și urmează să o torn în cană și să filmez chestia asta. Cea mai bună cafea din ultima perioadă. Acum filmez secvențele în care farmecul ăstora e că nu trebuie decât să dau drumul la cameră și de fapt cumva secvența se filmează singură pentru că camera trebuie doar să stea pe loc. Ce facem azi? Problema când filmez e faptul că trebuie să mă asigur că focalizez bine pe obiectele principale. În cadrul ăsta eu doar trec prin cadru și nu știu exact unde ar trebui să-mi focalizez picioarele. De-aia mi-am lăsat papucii acolo și o să focalizez pe papuci. Oh, fuck. Și a venit și momentul în care camera rămâne fără baterie. Yay. Ba, haide! Pauza de masă. Motion blur la mână, e ce frumos. Bun, hai să
Părul vrea să fie cât mai puțin aranjat. Ce facem azi? Auzi, dar tu chiar nu poți să taci din gură? Montajul. Montajul intră cumva la categoria filmare, pentru că filmarea nu e nimic fără montaj. Desenul. De asta a durat probabil mai mult de o săptămână și jumătate să realizez primul episod. Am gândit un personaj și m-am asigurat că se potrivește cu unghiul filmărilor. Asta este prima schiță a lui Mark, pe care am transformat-o în poziția lui de semi-profil. Pe lângă, mai sunt câteva schițe pe care s-ar putea să le recunoașteți din episod. De aici, Mark i-a dus în Adobe Flash, unde îl desenez într-un format vectorial pe bucăți. Asta îmi permite să-l redimensionez la orice rezoluție, fără să-și piardă calitatea. Tot în Flash fac și animația gurii, pe care o păstrez separat. După asta, îl export pe bucăți, îl readuc în forma inițială în Photoshop, unde unesc bucățile de Mark, apoi îl bag direct în After Effects pentru pasul 6. Animația. Motivul pentru care probabil cei mai mulți dintre voi sunteți aici, pentru că ați căutat pe YouTube cum să animezi. Sau cum se fac animațiile. În pasul ăsta folosesc After Effects, unde leg toate bucățile lui Mark între ele. Mă folosesc de câteva controle bazate pe unealtea Puppet Pin. Lucrul ăsta îmi simplifică tot procesul, pentru că din câteva puncte pot să-i mișc corpul, capul sau mâinile, într-un mod foarte natural. Îl animez într-o compoziție mare, care mai apoi e tăiată în așa fel încât să apară doar în cadrele care trebuie. N-aș vrea să apară Mark când nu trebuie. Post-procesarea. E un proces foarte important în crearea realismului ăsta tâmpit, în așa fel încât să pară că personajul e lângă mine. Aici mă ocup de colorizarea atât a montajului din fundal, cât și a personajului. Adaug lumini virtuale, fac umbre care să pară realiste, rotoscopez părți în așa fel încât să pară că obiectele reale din filmare trec prin fața personajului, cum a fost în cazul penului de la tabletă. Mă joc cu toate nebuniile astea, după care adaug niște sunet și, într-un final, episodul e gata de postat. Dacă te-am făcut curios și vrei să vezi ce a ieșit, găsești linkul către Încă un semn în descriere. Pe mine mă găsești pe Instagram și pe Facebook, unde încerc să țin legătura cu voi, dar pentru moment, cam atât de aici. Eu am fost Nicu și, ca de obicei, până data viitoare, ăsta e încă un semn că o să ne auzim cu bine.